Deputatul PSD, Rodica Paraschiv, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre noua lege a pensiilor care va intra în vigoare anul viitor. Prin recalculare, se dorește o echitate a pensiilor stabilită în funcție de contributivitate și de perioada de muncă efectuată. În schimb, se pune problema utilizării tuturor fondurilor care au fost plătite și pentru care statul a luat CAS, ele să fie cuprinse la contributivitate. Și aici ne referim la 13 la salariu, la prime, la premier, care toate vor intra în partea de contribuție pentru pensii. Ne referim la durată de contributivitate, la perioada în care au fost studenți, dar nu au avut în aceeași perioadă și servici, ne referim la perioada de stagiu militar, ne referim la perioada de concedii, la concediu maternal. Rodica Paraschiv spune că se va puncta în plus perioada de vechime de peste 25 de ani. Până la urmă, dacă ai lucrat mai mult de 25 de ani, 26 până la 30, se mai dă un punctaj. Punctajul crește de la 30 până la 35, iar de la 36 chiar să iau un punct întreg pentru fiecare an de contribuție și de muncă. Există și posibilitatea să te pensionezi mai devreme dacă ai 40 de ani vechime și este o perioadă de 5 ani cu care poți să ieși mai devreme. Există pentru femei, că până la urmă interesul nostru este să avem și o politică demografică corespunzătoare. Reducerea cu 6 luni pentru fiecare copil, dar nu mai mult de 3 ani și jumătate. În anul 2024 vor fi două creșteri a pensiilor din sistemul public. Prima va fi de 13,8% și va fi obținută de toți pensionarii, iar a doua majorare se face după 1 septembrie. Aici nu mai vorbim despre un procent. Aici se va face calcul pentru fiecare pensionar în parte, în funcție de vechime, în funcție de contributivitate, în funcție de condițiile de muncă, de studiile pe care le are. Deputatul Rodica Paraschiv a mai precizat că nu va exista nicio pensie care să scadă.